E o mare bucurie pentru mine să particip la această gală, o gală care pune în valoare poate ce are mai bun sportul din regiunea noastră și cred că este un moment de mare bucurie pentru toți și o sărbătoare a sportului vâlcean. Dumneavoastră ați obținut performanțe deosebite. Vă felicit din suflet pentru faptul că zi de zi trudiți pentru ca Râmnicul, pentru ca Vâlcea să fie cunoscută și să obțineți performanțe deosebite. Sporturile de echipă, în cazul nostru handbalul feminin, dau astăzi lideri. Dragi prieteni, Maria Iovanovici și Catarina Bulatovici sunt sportivele numărul 1 ale județului Vâlcea în 2012. Desigur, ele nu sunt prezente aici, sunt proaspătele campioane europene, jucătoare ale Olchimului și îl așteptăm pe profesorul Petre Berbecaru și după finala cu Ghior să ne bucurăm la fel. În primul rând vreau să îmi cer scuze în numele lor. Eu am vorbit ieri cu Maria. Știam că va fi premiată. Mi-a spus, printre altele, că îi mai lipsește un trofeu, trofeul Ligii Campionului. Cei mai meritoși dintre antrenorii anului 2012, în baza unui clasament făcut de către, după criterii foarte clare, făcut de către Direcția pentru Sport a județului Vâlcea, pe primul loc era și firesc să fie antrenorul celor mai bune sportive ale județului Vâlcea, adică ale lui Catarina Bulatovici și Mia Iovanovici, nimeni altul decât danezul, pe care într-un nume personal l-aș dori la echipa națională, dar rămâne doar visul meu, Jakob Westergaard. Domnul Petre Berbecaru, îl invităm să preia oficiul ăsta și să-l ducă până la cap. Și dată la vară, după ce ia Liga Campionilor. Și după ce e echipa națională. Imediat avem aici cupe, nu o mare. Eu acum ați înțeles de ce ați venit cu mașina mare.